Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța, Spitalul Municipal Mangalia și Primăria Municipiului Mangalia organizează sâmbătă 13 mai între orele 8.30 și 13.30 o acțiune de donare de sânge. Sunt așteptate toate persoanele sănătoase care doresc să-i ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional pot dona sânge persoane cu vârstă cuprinsă între 18 și 65 de ani. Pentru prima donare, 18-65 de ani în funcție de evaluarea medicală, cu greutate peste 50 de kg în funcție de înălțime Constituție, care nu au suferit de hepatită virală, tuberculoză, sifilis, malarie, infecție HIV, epilepsie, diabet zaharat, insulinodependent sau bol de inimă. Cu trei zile înainte de donare este interzis consumul de băuturi alcoolice. În ziua donării se recomandă un mic dejun ușor și minimum 500 de mililitri lichide. Persoanele care efectuează o donare completă 450 mililitri sânge beneficiază la cerere de 7 etichete de masă pentru produse alimentare, o zi liberă la locul de muncă în ziua donării în cazul donatorilor salariați, scutire de la frecvență în ziua donării în cazul elevilor, studenților și militarilor, decontarea cheltuielilor de transport în comun în ziua donării între localitatea de domiciliu sau reședința înscrisă în actul de identitate, și localitatea unde se efectuează donarea de sânge. Persoanele peste 50 de ani sunt rugate să aducă de la medicul de familie o adeverință din care să reiasă că nu sunt în evidență cu boli de inimă, neurologice, alte boli cronice care ar contraindica donarea de sânge.